Accidentul s-a produs miercuri după amiază, în jurul orei 15, în fața magazinului Bucovina din municipiul Suceava. Un tânăr în vârstă de 20 de ani din Suceava a închiriat o trotinetă electrică din stația aflată în parcarea magazinului Bucovina. La scurt timp, după ce s-a pus în mișcare, în timp ce se deplasa pe trotuarul din fața centrului comercial, tânărul a acroșat un pieton și a căzut, moment în care a lovit o femeie de 86 de ani din Suceava. Conform polițiștilor, trotineta electrică era condusă pe zona destinată circulației pietonilor. În urma evenimentului rutier, femeia de 86 de ani a fost transportată la UPU Suceava cu contuzii la umăr și bazin. Conducătorul trotinetei electrice a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.